Bună ziua, dragilor din pădure, din natură. Auta ce avem noi aici, Ganoderma lucidum sau ciuperca regelui. Așa arată, dragilor, ia uitați-o. O, domnul Balu, vină cu asta ceva. Așa arată, dragilor, dar am văzut ceva sub scoarță. Ia rupim-o scoarța asta. Ia uitați ce aici, mai crește încă una acolo. Dacă le lăsăm mare așa, ia să rupem noi pasta, vedem dacă putem să o rupem. Ai, dă-te că am scăpat și telefon și tot. Deci, dragilor, așa arată Ganoderma lucidum. Uitați spore aici, prinsă de această scoartă. Puh, de stejar. Uitați-o cum arată. Ia șterge-o, mânițel. Ia curăță, mânițel, să facă. Hai să șteargă domnul Banu, să bada mai bine culoarea aia. Deci este ciuperca regelui, dragilor. Hai, gata, las. Așa arată doamna Ganoderma lucidum. Mai avem aici câteva. Sunt foarte bune pentru sănătate. Vindecă cancerul, această ciupercă. Uitați câtă cotorul are de lung și de mare. Deci așa arată această ciupercă. Este ciupercă medicinală. Are sporii, are tot. Eu încerc să vă apropii, să vedeți sporii, dar nu se văd. Deci așa arată Ganoderma lucidum. Găsiți informații despre ea pe net. Există și o carte scrisă de o doamnă doctor din Mangalia. Tot la fel, cartea se numește Ganoderma lucidum. O găsiți pe libreria.net sau la alte librării. Acum depinde dacă mai aveți noroc să o găsiți, că e apărută până 2009, cartea. Dar e foarte bună pentru că acolo sunt foarte multe informații utile. Eu am luat-o de pe un anticariat. Deci, dragilor, asta așa arată Ganoderma lucidum. Uitați. Deci, astea alte două, tot la fel, tot Ganoderma sunt. Suntem în pădure, după cum se vede. Bineînțeles, nu sunt singur. Sunt cu prietenul meu. Cu domnul Banu, uitați-l aici, și pe domnul Banu. Am zis să facem 2-3 live-uri în pădure, nu merge pentru că se oprește stream-ul live de la YouTube. Nu știm ce poate să aibă, nu ne asta a fost să fie, n-am putut să meargă. Deci am vrut să vă arătăm și Ganoderma, pe care am găsit-o în pădure. Sunt foarte multe ciuperci, am găsit foarte multe ciuperci, dar uscate, fără apă, deci nu n-a mai ploate. Cred că de 5 luni de zile pe aici, vedeți cum e pământic beton. Arată beton pământul. Am găsit piciorul căprioare, am găsit mai multe tipuri de ciuperci. Dar toate, v-am spus, uscate, tun. Aveți cele două live-uri mici care sunt, care atâta s-a putut face. Atâta am putut să facem. Și acolo veți vedea ciupercile pe care le-am găsit. Și plus de asta, abonați-vă la canal, dați-ne un subscribe, un share, un coment. Că așa este frumos și bine pentru toată lumea. Deci, dragilor, vă spunem un weekend plăcut. Ieșiți în natură, nu mai stați în betoane. Vorbim despre ăștia care stau pe la București, în oraș. Ieșiți în natură și bucurați-vă de natură cât se poate, cât este posibil. Dați-vă copiii, nevestele, soacrele, bunicii, ce vreți dumneavoastră și ieșiți în natură. Călțel, purcel, iepure, ce aveți. Pisici și ieșiți în natură. Stați frumos la aer curat, hamace, la corturi. Atenție unde vă puneți corturile, că s-ar putea să vă cadă pomii. Uitați cum e ăsta căzut, sunt parte de altă, mai erau vreo 3-4 de la furtuni. Deci, dragilor, așa arată natura. Uitați-l cum arată, de fapt este un tei căzut, este de lung, ăsta e bun de făcut cabane din el. Și ne mai oprim aici puțin să ne mai tragem sufletul și noi, așa este bine și foarte frumos. Mai stăm și noi la aer, la asta am ieșit în natură, n-am ieșit să ne plimbăm non-stop. Am mâncat și prune, am mâncat și mure, am mâncat și struguri, am mâncat și ce mai mâncăm? Ce nu mai știu.
Corcodușe. Corcodele, tot ce vreți. Deci natura, o vedeți cum este, este uscată în pădure, n-a mai plouat de 5 luni de zile. Deci, trebuie să vă spunem mai multe informații. Sunt țar, sunt ca la Balamuc. Dragilor, o zi frumoasă în continuare, vă dorim și toate cele bune.